În memoria Silviu Vaipan. Sunt lucruri pe care nu pot să le înțeleg. Nu am înțeles cum poate fi, cum a putut fi cineva ca Silviu Vaipan posibil. Cum apar în lume oameni cu asemenea har, inteligență, delicatețe, umanitate luminoasă. Și nu pot să înțeleg de ce trebuie ca pentru el lucrurile să se sfârșească așa. Silviu ar fi fost un savant biblic formidabil, un inginer excepțional un profesor de teologie sau de computer extraordinar. Un profesor de la Universitatea Americană mi-a spus uimit după ce a descoperit fenomenul care era Silviu. Băiatul ăsta știe Biblia și exegeza biblică mai bine decât mulți dintre profesori universitari cu pretenții pe care îi cunosc. Când s-a hotărât să facă computer science, s-a ridicat direct de pe șantierul de construcții unde lucra și s-a dus să facă inginerie și computer, cu aceeași combinație paradoxală de concentrare, dedicată și nonșalantă, calmă și senină cu care făcea totul. Cu câtă forță și cu câtă grație putea să facă toate acestea. Și încă altele ale căror planuri nici nu am apucat să vorbim. Cu câtă serinătate și luciditate s-a purtat în condiții atroce. Silviu voia însă altceva. Să ducă mai departe să răspândească în lumea asta printre semenii săi cuvântul adevărului mi-a spus-o de nenumărate ori. Aceasta era misiunea sa în această lume și toate celelalte. Știința de carte, cariera, prosperitatea materială, renume, erau efectiv irelevante pentru el. Și spun asta nu ca retorică. Am văzut-o cu ochii mei, mi-a arătat-o de nenumărate ori. Pun și eu aici mărturia cum a fost omul acesta pe care l-am pierdut la doar 23 de ani, pentru că nu am ce altceva să mai spun. Am să adaug aici un citat la care Silviu ținea mult și pe care l-a invocat și discutat într-unul dintre articolele sale publicate la Sintropic. Harul ieftin este dușmanul de moarte al bisericii noastre. Astăzi, lupta se dă pentru harul care costă scump. Harul ieftin înseamnă har ca marfă de dozină. iertare ieftină, mângâiere ieftină, sacramente ieftină, Harul a devenit tezaurul nesecat al bisericii, din care se distribuie cu mână largă, fără șovăiel și fără limite, har fără preț, har fără costuri. Harul ieftin înseamnă justificarea păcatului, nu a păcătosului. Harul ieftin înseamnă predicarea iertării fără pocăință, înseamnă botez fără disciplină bisericească, euharistie fără mărturisirea păcatelor, absolvirea de păcat fără spovedanie. Harul ieftin este un har fără ucenicie, un har fără cruce, un har fără Iisus Hristos, cel întrupat și viu. Harul costisitor este Evanghelia pe care trebuie să o căutăm necurmat, darul pe care trebuie să-l cerem, ușa la care trebuie să batem. Este costisitor pentru că ne cheamă la ucenicie, este har pentru că ne cheamă la ucenicie în școala lui Iisus Hristos. Ucenicia e o desprindere de siguranța lumii, o aruncare a celui ce ascultă învăltoarea nesiguranței materiale și sociale cel ce o acceptă trebuie să abandoneze tot ceea ce îi stă în cale de a fi ucenic, iar siguranța sa va fi ancorată doar în Isus Hristos. Semnează Paul Dragoș Aligiga. Relatează din inima pentru tine.com. Distribuie și abonează-te pe canalul nostru de YouTube Focus Creștin.